Salutări, dragi prieteni, și bine ați venit pe canalul FV Blog. Acum câteva luni am explicat într-un videoclip cum măsurăm corect cu multimetrul digital, având scalare manuală, fiind cel din partea stângă. Deși multimetrele au selecția funcțiilor diferită, voi încerca să explic cum măsurăm tensiunea electrică, intensitatea curentului, rezistența electrică, continuitatea, capacitatea condensatoarelor și așa mai departe. Utilizăm multimetrul din partea dreaptă. Veți observa că în comparație cu multimetrele care au o scalare manuală, la cele cu autoscalare, măsurarea este mult mai ușoară. Într-un videoclip viitor, voi deșeruba multimetrul din partea dreaptă pentru a vă arăta cum arată sub capotă, ce tipuri de baterii utilizează și cât de ușor se pot schimba. Să începem! Cum măsurăm tensiunea electrică continuă? Pentru măsurarea tensiunii electrice continue, mutăm selectorul pe litera V de la volți. După cum se vede în cazul acestui multimetru, suntem îndrumați printr-o lumină verde la ce borne trebuie montate cablurile. Bineînțeles, cablul negru la borna COM, fiind practic minusul, masa, împământarea, îi spuneți voi cum credeți. Iar cel roșu, cel de față, la borna roșie, unde avem inscripționată litera V de la volți, fiind practic plusul. Pentru acest test am ales un banal circuit de alimentare a unui LED, bineînțeles printr-un rezistor pentru a limita curentul. Pentru acest lucru am un videoclip separat pentru a vedea ce valoare trebuie să avem în cazul rezistorului. Putem măsura, spre exemplu, tensiunea de acești crocodil, da, de 11.4V, sau putem măsura tensiunea ce cade pe diodă, pe LED, pardon. Sau putem măsura tensiunea ce cade pe rezistență, pe rezistor. După cum se vede, nu mai este nevoie să mutăm din nou selectorul pe o anumită scală, cum este acesta. Da? După cum se vede, avem scală. Avem 2V, 20, 200, 1000. Fiind și avantajul măsurării mai rapide și fără prea multe bătăi de cap. Sau putem măsura, spre exemplu, tensiunea de la bornele unor baterii, cum sunt cele de față. La aceasta, da. 9V, da. Sau la cea de față. Mă rog, e 1,35. Cum măsurăm tensiunea electrică alternativă? Pentru măsurarea tensiunii electrice alternative, lăsăm cablurile pe aceleași poziții, pe aceleași borne, da. Și în cazul selectorului se va lăsa pe aceeași poziție. În schimb, avem un buton în partea stângă, Function, ce va schimba tensiunea de măsurat continuă în tensiune de măsurat alternativă. În cazul de față, pentru măsurare, am ales un banal transformator de 2×12V curent alternativ. Să luăm aceste două cabluri, da? De la ieșirea transformatorului. Avem 12,3V. Din câte se vede, avem și frecvența 50 Hz. În comparație cu alte multimetre, poate măsura și frecvența. Să luăm cele două albastre, cele două cabluri albastre de la ieșirea transformatorului și avem 24,8V. Bineînțeles, la fel cum a fost și în cazul anterior, nu mai trebuie să mutăm selectorul pe altă poziție să vedem ce scală trebuie selectată. Sau mai putem măsura, spre exemplu, și tensiunea de la priză, cum s-ar spune, da? Cea de 230V. După cum se vede, 230V și avem și frecvența de 50 de Hz. Cum măsurăm curentul electric continuu? În acest caz, trebuie mutat selectorul pe zona cu litera A de la amperi. Ok? După cum se vede, multimetrul ne indică printr-o lumină verde zonele în care trebuie montate cablurile, da? Bornele unde trebuie montate cablurile. În cazul acesta, negru rămâne la COM. În schimb, cel roșu va fi mutat pe borna unde scrie 10A, de la 10 A, maxim 10 A. Pentru măsurarea am ales același circuit ca în cazul măsurării tensiunii, alimentarea acestui LED. Măsurarea se face întotdeauna în serie cu un consumator. Ok? După cum se vede, avem 18 mA, da?
Însă, pe acest multimetru, avem și zona cu miliamper pentru a avea o precizie mai bună. Ok? Dar, în cazul miliamperi, trebuie mutat borna de pe 10 amperi pe zona cu miliamperi, da? După cum ați observat, avem și LED-ul care pâlpâia spre verde, da? Ok. mAh. Cum măsurăm curentul electric alternativ? Pentru acest lucru ne asigurăm că avem selectorul mutat pe litera A de la amperi. Mutăm încă o dată. Bineînțeles, ne indică unde să montăm, mufăm cablul roșu la 10 amperi, da? Și ne asigurăm pe că ecran avem AC de la Alternative Current. Ok. Din câte cunoaștem de la măsurarea curentului continuu, se face întotdeauna în serie cu un consumator. În cazul acesta avem un rezistor de 10 ohmi. Ok. Avem curent de 1 amper. Cum măsurăm rezistența electrică? Pentru acest lucru este nevoie ca selectorul să fie mutat pe zona cu simbol omega. Ok. A fost mutat. Bineînțeles, cablul negru rămâne la bornă acum, iar cablul roșu va fi montat la zona cu litera V. Întotdeauna, nu știu dacă există cazuri în care va fi atașată la altă bornă. E aceeași bornă în care avem litera V. Lângă avem și simbol de omega. Cum măsurăm? La fel cum am zis în cazul anterior, se ține cu o mână rezistorul, iar cealaltă nu îl atingem, doar cu cablul de test. Avem 22 de ohm. După cum se vede, este mult mai ușor, deoarece nu trebuie să mutăm selectorul cum a fost în cazul anterior, cu o anumită scală, da? Ceea ce avem o măsurare mult mai ușoară. Da? 2 ohm. Următorul. 3,2 kΩ. Și ultimul. Cealaltă bornă a rezistorului 1. 98 de ohmi. Cum măsurăm diodele semiconductoare? În cazul acestui multimetru lăsăm cablurile pe aceleași borne, unde am măsurat și tensiunea și rezistența electrică. În schimb, selectorul mutăm pe zona de măsurare a rezistoarelor, deoarece în zona respectivă avem un buton separat unde putem selecta zona de măsurare, aici este zona de continuitate și aici este zona de măsurare a diodelor semiconductoare. Din câte știm, dioda este un dispozitiv electric ce se caracterizează prin conductivitatea curentului electric într-o singură direcție. În cealaltă direcție nu conduce curentul electric. Excepție fac diodele Zener, dar asta o să fac un video separat. Tot ce trebuie să știm este că ea are două terminale, anod și catod, anod fiind plusul, catodul fiind minusul. Întotdeauna catodul este marcat printr-o dungă albă sau neagră, cum este în cazul acesta. Cea de față, nu știu dacă vedeți. Am de față diode luminiscente, pentru că și LED-ul este o diodă, și câteva diode semiconductoare, cum sunt cele din partea dreaptă. În cazul măsurării diodelor, pe multimetru nu avem afișat valoarea în ohmi. Mulți spun eronat, luăm un exemplu, trebuie să măsurăm în practică, întotdeauna deci anod plusul, minusul catod. Acea valoare de 0,4 nu este ohmi, nu este considerată a fi ohmi, valoarea în ohmi, ci este căderea de tensiune pe diodă. Deci avem o cădere de tensiune de 412 mV sau 0,4 V. O diodă, de câte v-am spus, nu conduce invers. Luăm următoarea diodă. Invers, de câte v-am spus, nu conduce, da? Anodul întotdeauna plus. Eu am pus invers în cazul acesta pentru a arăta ca exemplu. Punem invers. Tot cum se vede, în cazul acesta conduce.
Deci avem o cădere de tensiune de 435 de milivolți sau 0,4 volți. Luăm și următoarea diodă. E un 1N4148. Deci ăsta e anod și catod, da? A trebuit să conduc așa. Avem 0 cădere de tensiune de 600 de milivolți, da? Sau 0,6 volți. Luăm și pe acesta ca exemplu. În zona aceasta am anodul plus, da? Și catod minus. În această zonă trebuie să conducă curentul electric și avem o cădere de tensiune de 550 de milivolți sau 0,5 volți. Invers nu trebuie să conducă. Dacă o diodă conduce invers, înseamnă că acea diodă este defectă. Ok. Luăm și diodele luminiscente, cum sunt denumite și LED-uri, da? În cazul acestora, într-o parte conduce, într-o parte nu conduce. Când conduce, se clar că luminează, da? Da? Avem o cădere de tensiune de 2,5 volți. Invers nu trebuie să conducă. Ok. Următoarea diodă. Da, avem o cădere de tensiune de 1,8 volți. Bineînțeles, invers nu trebuie să conducă. Următoarea diodă. 1,8 volți. Invers nu trebuie să conducă. V, căderea de tensiune și invers nu conduce. Plus pe catod și minus pe anod nu conduce. Întotdeauna anod plus, catod minus. V, căderea de tensiune, invers nu conduce. Cum măsurăm continuitatea? Continuitatea se măsoară la fel ca în cazul diodelor sau în cazul rezistoarelor la bornele acelui traseu electric ce l-avem de măsurat, da? Eu am luat două exemple aleatorii, să spunem, cele două cabluri. În cazul acesta lăsăm selectorul pe aceeași poziție, în schimb function apăsăm până avem acest simbol de buzzer. Bineînțeles, continuitatea este măsurată în ohmi. Ok. Romanimerele. Da. Când avem continuitate, avem un sunet specific de continuitate, da? Ok. Ok. Cum măsurăm capacitatea condensatorilor? Pentru acest lucru, lăsăm cablurile pe același borne unde am măsurat și tensiunea și rezistența electrică. În schimb, selectorul îl mutăm pe zona de măsurare a condensatoarelor. Din câte știm, condensatorul este un dispozitiv electric pasiv ce înmagazinează energie. Se comportă la fel ca o baterie, dar pe termen scurt. Așa că, în cazul măsurării acestora, este nevoie să îl descărcăm, acel condensator, îndeosebi cele electrolitice, cum sunt cele din partea dreaptă, deoarece riscăm să defectăm multimetrul pe această gamă. Din câte ați observat, condensatoarele sunt de două tipuri, electrolitice polarizate și condensatoare nepolarizate. Cele electrolitice, bineînțeles că avem minusul marcat. Luăm două, trei exemple. Din câte se vede, avem minusul marcat. În schimb, cele nepolarizate nu avem plus și minus. Din câte se vede. Pentru a le descărca pe cele electrolitice, încă folosesc și în prezent cablul de la multimetru, scurt circuitând armăturile condensatorului. Ca în exemplu de față, da? Unii recomandă folosirea unui rezistor de putere, acesta fiind pus pe armăturile condensatorului, descărcându-l mai lent. În schimb, nu prea sunt sigur de această metodă din cauza faptului că pot atinge foarte ușor terminalele rezistorului. Așa că
prefer folosirea tot cablul de la multimetru, deoarece consider că ești în siguranță, mai ales la condensatoarele care sunt marcate la 400V, 450 și mai departe. Ești mult mai în siguranță. Ok, să treci la măsurătoare. Bineînțeles, câte v-am zis, scurge circuitul condensatorul, da? Nu uităm să facem acest lucru, mai ales în cazul condensatorului electrolitice. Și îl măsurăm. Așteptăm să măsoare, pentru că este de capacitate mai mare. Deci, în cazul acesta, avem 4,4 milifarazi. În microfarazi avem 4400. Și condensatorul următor, bineînțeles, nu uităm să-l scurt-circuităm. Așteptăm o perioadă de timp. microfarazi. 4,3 milifarazi. Ok. Luăm și condensatorul acesta, ca exemplu. Nu uităm să scurt-circuităm. Este obligatoriu în cazul condensatorului electrolitice de capacitate mare. microfarads, 4,5 milifarads. Luăm și unul de capacitate mai mică. Nu uităm să scurt-circuităm armăturile condensatorului. În cazul condensatorului electrolitic mai mici putem. Ok. microfarads. Să luăm pe cele din partea stângă, cele nepolarizate, da? Aici măsoară mai repede. Un microfarad. Luăm pe acesta. 70 nanofarazi. Pe acesta notat prin codul culorilor, da? 11 nanofarazi. Acesta de față, albastru, 0,9 nanofarazi. Luăm și acesta din poliester, pe el scrie de 4,7 nanofarazi. 4,5 nanofarazi. Și așa se măsoară condensatorul. Aici se oprește acest video despre cum măsurăm utilizând un multimetru digital cu autoscalare. Pe viitor o să revin cu un video legat de cum arată interiorul acestui multimetru și în plus voi reveni cu alte videoclipuri legate de cum măsurăm tranzistoarele bipolare, tranzistoarele MOSFET, TIAC, DIAC, tiristor, cum utilizăm o diodă Zener. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați de butonul like, puteți să și abonați și apăsând pe clopoțel veți fi notificat la fiecare încărcare a unui nou videoclip. Vă mulțumesc și toate cele bune!